dimineața. Am mers la școală. Copiii s-au trezit, au venit să-și ia cât un pachetel, că noi n-am făcut acasă. Să pe Alina la MEC pentru că merită, pentru că este cu minte, învață, este harnică și le știe pe toate. Da. Stăm afară la aer liber? Vreau că e plouă. Hai, te globă. Intrăm să comandăm și după ieșim dacă am plouă. Am luat prima dată desertul pentru că mâncarea încă nu s-a făcut. Trebuie să se facă desertul. Era desertul doar îl gustăm de fine. Mâncăm și după desert. După. Mi-am luat o gogoașă, mama și-a luat prăjitura asta, o căpșune și asta cu asta ce facem? Tot ce ai luat-o? Păi, mănânci și tu. Da, pentru că sunt două, știi? Tu mănânci una, eu mănânc una. I-am gustat puțin de pe ea din asta. Revenim cu mine și mâncarea. Bagă, Alina, bagă, bagă, bagă. Mai pot. E poftă. Alina chiar moare de foame. Dar mi-e poftă de astea. Ce este aici? Înghețată cu Oreo? Înghețată cu Oreo. Aici nu ne-am abținut, n-am avut cum. Da. Asta nu știu cum să mă abțin, că vreau să mănânc așa. E, o punem aici. Ca să nu mai văd eu, ca să pot să mănânc. Sucul meu, sucul tău. Eu mai mare, cam mac chicken. A, unghiuțele mele vă plac? Infinit. Infinit. Infinite! Speriai? Încet, Alina. Ia să vedem. Poftă bună. Opa, opa. De ce uitați-o cum mănâncă? Două mâini. Alina, așa se mănâncă cu două mâini? Deci chiar nu mai poate de foame. Plus că am mâncat înainte de desert. Mai vrei? Grasa. Deci chiar arată bestial. Ce face el din urmă? Așa să mă mânc. Ce fac? Mânc. Mânci? Da. Mai poți? Chiar era foame la fetița frumoasă. Mai 4 pentru mine, nu vrei să crezi că e normal. Mai luăm și un suc de mere, mediu. 3? 3? Stai să vezi dita mai comandă. 50 de litri de pe și am ajuns la Strehaia. Alina a dormit după ce am mâncat. Alina, închide poarta, te rog, ca mâinile ocupate.
Să vedem reacția bunicii din casă, bunica Mândra, că noi am plecat de acasă singure. Restul familiei sunt la Cluj cu Albătrân la spital și noi am plecat, că eu aveam o programare la Craiova și am zis să o duc și pe Alina la Mac, că ea este fan Mac. Du-te să oprești televizorul, te rog. Se văd și florile bunicii mele. Aprinde lumina. Ce scârție ușa. Ce se întâmplă acolo? De unde este bunica Mândra? I-am adus și ei ceva. Aici se întâmplă totul bine, m-am sunat. Am separat puii. Pentru că... am pus mai puțin în pușca asta, pentru că aseară ce s-a întâmplat, Ali? Am găsit doi pui morți. Uf, doi pui ușor. Vrei să vă și... încolo. Scoate și tu... Să verificăm. Vrei să verificăm? Hai. Da, acasă nu-i nimeni. Deci aceștia chiar sunt mari. Nu mai au loc aici. Ce frumoși sunt. Ah. Stai, aprinde lampa. Nu stă. Vedeți ce frumos sunt? Tu. Stai, mari. Nu mai stă. Nu știam că sunt micuți, dar au crescut și ei. Ești tu niște lingurițe pentru bunica, dar nu știu unde este Luca și restul. Da, să-și pună ele. Hai. Văd că nu este nimeni acasă. O să pleca și ele la plimbare. Și prăjituri, pentru că mamei mele îi plac foarte mult dulciurile. Tu, Alina, mai poți să mănânci? Am luat luloni, luminița. Andreea nu este acasă, este la părinții ei, pentru că mai are puțin și naște. Alin, de ce e supărată? Nu ți-a plăcut excursia noastră? Spune. Mi-e rău. Ți-e rău? Oare de ce? Mi-e rău. De la ce? De la mâncare singur. Nu pot să mănânc prăjitură. Păi să nu mai mănânci. Doamne, cum stau puii și cum se aud. Vomiți? Mm-mm. Și de ce stai cu mâna la gură? Să mă sperii? Vedea așa. Doamne. Vreau că îmi dau ceva. Bine, hai. Să închei și tu. Deci, în gamă, la cu blogul acesta, vreau să... Dați un mare, mare like, un clopoțel, abonare și join, pa, pa!